Salutare toată lumea și bine ați venit la un nou episod din Alianța Minerilor. Înainte să începem, v-aș ruga să apăsați butonul de like. Asta m-ar motiva mult să continui seria și hai să trecem la episod. Vreau înainte să mergem în Nether, cum v-am promis în episodul ăsta, o să mergem în spawnerul de scheleți. Să vă arăt ce peșteră am găsit eu. Nu știu exact unde era, știu că era pe aici prin apă, pe undeva. Adică odată am ieșit din peștera aia prin apă, pe la mine, pe aici. Dacă nu o să reușesc să o găsesc și probabil nu o găsesc. Deși era aici, puteam să jur că e aici. Puteam să jur. Stai așa. Stai să mă duc întâi la mal și după aia o să inspectez. Deci am găsit o peșteră super șmecheră de acum ceva timp, care avea un dungeon din ăsta. De acolo am și eu un stack și ceva de railuri. Se intra și prin apă, dar și prin peșteră. Era șmecher să iasă un pui aici sub apă. Și nu știu exact pe undeva pe aici am ieșit din peștera aia. Nu știu exact unde era, dar știu că am ieșit prin apă, prin față, pe la mine și... A, aici, aici? Cred că aici. Bun. Sau nu e aici, pentru că aici nu... Ok. Da, uite aici. Asta e un zombie villager, aș putea să-l folosesc să facem fermă de iron, dar o să fac eu rost de alții dacă e chiar așa multă nevoie. Și acum am pickaxe-ul cu Fortune 2. Dacă o să găsesc diamante, nu o să am pickaxe-ul cu Fortune 3, dar nu o să stau mult în mină, vreau doar să vă arăt ce-i pe aici, ce am găsit, cum e, creeper. Frate, 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 și nu înțeleg de ce nu pușcă creeperii în mină, dar am înțeles că prin mină și prin apă nu pușcă. Fai că dacă mă mori acum, nebuneam. Frate. Frate, ăla vrea să mor. Stai, nu asta era mina? Bă, da, asta era, trebuie asta să fie. Dar cumva mergeai mai jos și nu mai știu exact cum. Sau era pe aici? În fine, eu mi-amintesc, ideea e că eu mi-amintesc că era asta. Bine, știu că așa era prin apă pe la mine, nu știu exact dacă asta e mina. Și era o grămadă de spawnere de paianjeni de aia mici. Știți voi, paianjeni de aia mici, mici, mici. Și da, era o grămadă de spawnere de paianjeni de aia. Și oricum o să vă arăt mai mult în alte episoade în care o să fie special un episod cu chestia asta. Dar acum vreau să mergem prin Nether, să mergem la spawnerul de care vă vorbeam. Un spawner de zombie. Nu, de scheleți, de scheleți, nu de zombie. Nu știu de ce am zis de zombie, dar e un spawner de scheleți pe care nu știu cine l-a găsit și l-a făcut. Bă, știu că l-a făcut captainul, de fapt. Bun. Hai să mergem. Nu prea am sabi și chestii. Ar fi trebuit, uite. O să-mi las itemele aici. Pentru că în caz că mor, chiar nu vreau să pierd toate chestiile astea. O să iau doar cartofii. O să iau doar cartofii cu mine. Am ceva gen... Să fac un crafting. Da, este cred că crafting acolo. Eu o să fac niște bețe și o să fac o sabie. E aici și aici un crafting bun. Hai să fac un băț și două de astea, să mai fac o sabie, să fiu sigur că mi-ajunge să omor pentru level 30. Cam ăsta e Nether-ul. Eu când ies din Nether o să mă dea la Teddy acasă. Ăsta e a lui Captain-ul sau a cuiva, nu știu exact a cui. Iar acum tot ce trebuie să facem pentru a ajunge acolo e să ne ghidăm după... Hai să apăs F3. F3.
Să ne ghidăm după... Bine, nu, erau niște torțe, văd că nu mai sunt. Mergem prin tunelul ăsta și după aia prin ăsta. Deja am învățat drumul pe de rost, nu știu ceilalți. E chiar ușor să ajungi acolo. Mamă, uitați-vă aici. Aici e așa periculos, aproape să cazi. Și parcă văd că imediat chiar cad. Doamne ferică. Uite acolo niște... Uite niște glowstone, un aer. Bun, dar dacă mi-am amintesc ce fac, undeva pe aici se ducea. Da, uite aici era. Și aici cădea în jos. Și aici cădea și mai jos. Și aici... Oh, n-am fost de mult. Nu era pe aici, cred că nu trebuie să cad mai jos. Cred că pe aici. Așa cred. Da, cred că era pe aici. Da, uite acolo. Ok. Bine, era și acolo ceva. Gen. Sau orice, în fine. Sper că nu sunt gasturi, pentru că nu vreau să se strice portalul ăsta în timp ce mă teleportez în el. Și gasturile, frate, sunt cele mai enervante chestii pe care le știu și pe care le-am văzut vreodată. Bun. Am venit aici să facem... What? Deci am luat damage. Să facem level 30. Și... Hai să vă arăt. Deci cam așa e locul. Aici ies powder-ul. Aici sunt o grămadă de arcuri. Bun. În caz că vreți să vrea cineva să-și facă o ferbă cu multe chestii. Vine aici și ia oase și își face. Aici o armură. Cred că nu se supără nimeni dacă iau și eu din armura asta ceva să o țin așa, ha? Nu cred. Adică... Aici pune lumea chestiile de care nu are nevoie. Bun. Hai să vă arăt cum vine doar chestia asta. Ok. Ce aici? Nu știu ce au făcut ei aici. E de fapt un spawner găsit. Și... Toți mobii se spawnează acolo. Iar deoarece spawnerul ăsta e făcut, nu știu dacă știți exact voi să faceți, nici eu nu știu, bine, unii dintre voi știți. Să curgă apa și se ducă prin gaura aia și să cadă direct aici jos. Cam așa vine toată chestia asta. Astfel eu pot să omor pe toți ăștia să fac level. Se spawnează puțin, cam greu. Puțin, cam greu. Spun asta așa să nu știe nimeni că armura e la mine. Stai. Ok. Adică nu cred că e anima noi armura asta. Pentru că, da, v-am zis, aici pune lumea chestiile de care nu are nevoie. Uite, de exemplu, am breaking. Sunt săgeți și eu am pus chestia aici. Poate și eu am pus armura, nu mai știu exact dacă am pus eu sau nu, dar nu cred. Stăm să facem level 30. Timp în care o să povestim. Mamă, deci ai, nu înțeleg. Deci asta aici. Aici ar trebui să facă cineva ceva mai frumos. Poate o să fac eu într-o zi o cameră așa mai mare, cu multe chestii, să fie, să arate aici o cameră ca lumea. Poate un cactus. Să avem și un... Spawnați-vă, frate, spawnați-vă. Da, deci de asta nu prea vin eu la spawner, pentru că e destul de urât. Dar am venit... Bine, e mișto să faci level. Dar e destul de plictisitor să stai acolo. De obicei fac asta când sunt într-o conferință sau ceva de genul ăsta. Bun, hai. Level 25. Acum am venit pentru că aveam level 20 și ceva. Și trebuia să fac și level 30 pentru că mai vreau să fac un... Mamă, și-am răsturnat sticla de suc. Mamă, și așa agitată pentru că e aproape plină și cum e și cola și... Știți voi că la cola e destul de acidulat. Și plus că e sticla aproape plină și...
Acum cred că dacă o să deschid o să cad toată chestia asta, toată spuma aia. Și asta nu-i bine. Ziceți. Acum oase, uite, mi-aș putea duce și eu aici, de aici niște oase, dar o să vin să-mi iau dacă am nevoie. Momentan n-am nevoie de oase pentru că n-am ce face cu ele, chiar n-am ce face cu ele. Hai odată să facem level, pentru că nu mai am chef să stau aici să aștept. Probabil o să mă duc imediat acasă, mai stau să fac level 27-28 și o să mulțesc animalele pentru level. Pentru că nu vreau să vă plictisesc pe voi cu spawnerul ăsta. Știu că unii dintre voi vă plictisesc destul de mult să vă uitați în timp ce fac chestia asta, e destul de plictisitor. O să trebuiască să minez, probabil o să minez off-camera. Uite, asta ar trebui să fie cu un strat mai sus. Și asta cum l-a făcut aici, frate? Da, probabil, da. Cum mă gândeam, probabil asta s-a spawnat el. Nu, vă dați seama că nu s-a spawnat asta aici. S-a spawnat celălalt din Nether, random. Ba nu. Gata. Ăla din Nether m-a pus pe mine să-l fac. Dar eu l-am făcut mai jos și după aia s-a făcut cineva sus. Da, și cam așa s-a întâmplat. Level 27. Cred că dacă înmulțim animalele, da, mergem spre casă pentru că nu vă mai țin aici. Dacă înmulțim animalele o să... Cam ăsta e spawnerul. Momentan ceva simplu. Am și eu unul sub casă, nu știu exact unde. Adică am poză cu coordonatele. Mamă, ce... Am poză cu coordonatele. Hai să vă arăt și drumul. Și pentru ceilalți din alianță care nu știți drumul, acum îl puteți vedea. Adică îl dați înapoi să vedeți de la ăla unde e. E chiar ușor drumul. Normal ar fi trebuit să vin printr-un tunel și pe aici. Dar... Da. Nu m-am gândit la asta. Și trebuie să facem fiecare, să ne facem tunele de astea spre casă la noi ca să fie ușor să ajungem unul de la casă la altul. Dar acum, momentan, trebuie să ne construim casele, să avem cât de cât o casă ok. Să fie frumos, știi? Nu știu dacă știi. Sper să nimerez drumul, de obicei îl nimeresc. Ok. Oh, nu. Cred că e gastul cel care face așa urât. Ok, am ajuns. E un drum destul de complicat, dar eu îl rețin momentan. Dacă mă duc pe ăsta, hai să vedem la cine ajung dacă mă duc pe ăsta. Sunt chiar curios dacă e portalul ăsta. Suntem acasă la... Și-am uitat să-mi iau itemele din chest, dar cum o să mă duc înapoi? Suntem acasă la... Cred... What the... Vedeți și voi ce castel? A cui e casa asta? Suntem acasă la... Asta e lui Banană? Nu, nu e lui Banană, pentru că am fost la Banană și știu cum are Banană. Dar... Oh my fucking god! Chestia asta e imensă, frate! Cum, frate, cum? Wow. Nu știu a cui e. Poate a lui Gigi și a lui Deadly sau a lui Captain Ult. Nu cred că Captain Ult știu care ceva cu railuri. Și chestia asta nu e cu railuri. Deci nu cred că e a lui Captain Ult. Nu? Nu e a lui Captain Ult. Adică... Am omorât? Sper că da, pentru că acum o să mor și eu. Bun. Deci da, e genial casa asta, nu știu cui. Uite frate cât de genial. Uite frate cât de genial e casa asta.
Wow! Deci, sincer, m-au lăsat fără cuvinte casa, nu știu cu ei. La ce coordonate e? Hai să văd. Minus 13 cu 300, nu? Bă, e aproape de spawn. Adică nu-i departe tare, să zici. Sincer, aș zice că e lui Captain, dar poate nu-i. Cred că nu-i, că eu știu cum e la el. Adică știam, nu știu dacă o lucrat atât de mult încât să-ți facă așa schimbare. Dar în fine. Bun, aici sunt itemele. Se pare că am ajuns cu succes acasă, fără să murim. Ok, ne teleportăm. Hai, teleportează-te. Sunt la Teddy. Și o să trebuiască să mă duc acum acasă. Mamă, ce aș vrea și un trandafir de Star Wars, dar nu îl iau acum la Teddy. Pentru că vreau să-mi fac oi roz. Spawn-ul era pe... Stai, a, spawn-ul era acolo, nu? Parcă așa știu. Uite, și Teddy și-a dat o formă casei, adică și-a făcut ferme. Mamă, și mi-a fundat atât de tare nasul și nu pot să vorbesc, frate. Ah, mă scuzați. Dar, da, uite, vezi, ăla e peste animațiile mâncării sau... Uite, aici e o casă. Aici e spawn-ul. V-am mai arătat ce s-a făcut la spawn. E chiar șmecher. Hai să iau ăștia și să-i pun un chest. Să ajut și eu puțin pe la spawn pe aici. Bun, ajut și eu, ajut și eu. Da. Și cam atât cu episodul ăsta din Alianța Minerilor. Până data viitoare când o să merg acasă și o să fac și eu level. Vă rog să dați acum un like pentru că e finalul episodului. Asta m-ar ajuta și indiferent că am teze și examene, o să încerc să postez cât de mult pot. Pa, pa!